Mergem mai departe pentru că astăzi, de 1 iunie, este punctul culminant al acțiunilor din proiectul Antena 3, Școala de Genii România la înălțime. Acțiunile au loc la Craiova, încă de luni, iar colegul meu, Adrian Ursu, este alături de sute de copii care participă la aceste ateliere creative și educative. Adrian, bună ziua! Din nou, ce se mai întâmplă acolo, la Craiova? Ne-am mutat în altă lume, practic, de ziua copiilor, poți să faci ce vrei, cum ar veni. Ca urmare, ne-am mutat în realitatea virtuală. Îi vezi aici pe copiii care experimentează descoperirea cu ajutorul, evident, dispozitivelor speciale, călătoria, de pildă, pe fundul oceanului sau, fii atentă că o să ne arate Gabi acum, avem pe cineva care a coborât de curând pe pământ, respectiv Anastasia. Bună, Anastasia, cum e pe pământ? Pe pământ e foarte frumos. Lumea virtuală e ceva care mă reprezintă și pot să spun cu drag că sunt foarte fericită că mă aflu aici în calitate de om pe pământ. De călător în spațiu, pentru că tu până acum ai fost printre stele, nu? Spuneai că ăsta a fost visul tău? Ba da. E un vis îndeplinit în realitate și de mică vroiam să încerc această lume frumoasă. Și mulțumesc oamenilor de aici, de la centru. Sunt niște oameni foarte buni care prezintă așa ceva. Dar spune-mi, când ai călătorit tu printre stele, te-a speriat, nu știu, ceva? A venit vreun meteorit spre tine? Era vreo cometă amenințătoare? Da, dar tot ce am văzut, știu că a fost uimitor, chiar și cum a fost, dar o să trece momentul ăsta. Lumea virtuală între stele și spațiu cosmic e ceva deosebit. Am văzut mulți oameni cu racheta, călătoresc, meteoriții zburau, stelele înstelate erau pe cer, întunecat, foarte frumos, o lume foarte frumoasă. O să visezi la noapte? Normal că da, la noapte mereu visez chestia asta. Vorbim cu băieții aia cu bani, cu domnul Elon Musk, cu ăștia care fac călătorii în spațiu, poate te aranjează? Da. Da? Da. Okay. Ne mutăm între timp aici pe pământ și mergem cu Gabi în zona asta de întrebări și răspunsuri, pentru că avem o plasmă interactivă aici, uite, unde băieții și fetele răspund unor întrebări din fizică și din chimie, încercând să obțină cât mai multe puncte. Care e întrebarea acum? Solubilitatea reprezintă proprietatea unei substanțe de a se dizolva într-o altă substanță. Okay. Și care e răspunsul? Adevărat. Hai să vedem, ți-a dat? Ți-a dat bifă, bravo! Câte puncte ai deja? 9 din 10. Bun. Ce vă place mai mult, fizica sau chimia? Chimia. Ambele. Chimia, da. Ambele. O să fiți cei care ne găsiți soluția pentru a, nu știu, respira un aer curat. Pentru a nu mai folosi combustibili solizi, pentru ce? Da, dacă vom găsi pe viitor o formulă pentru a scăpa de poluarea din aer, sunt ferm convins că vom putea scăpa. Putem avea un viitor sănătos, mai verde, sănătos, cu aer cât mai curat. Da. Voi sunteți astăzi aici fiindcă v-au atras și profesorii trăzniți de afară, nu? Ați văzut experimentele lor? Ați fost deja la show-ul lor? Da. Da? Da. Faci și tu acasă experimente? Nu prea. Păi asta, că n-avem voie să facem acasă. Facem aici, unde nu e pericol. Dacă ar fi să-ți alegi acum, după ce ai văzut astăzi meseria, care ar fi? M-aș face chimist. Zici? Da. Și tu? Eu informatician, nu renunț la visul meu. Nu? Profesor de fizică? Profesor de fizică. Bun. Păi eu zic că suntem salvați, Berta, adică avem pentru viitor. Vă las aici să completați celelalte întrebări. Avem viitorul asigurat. Generația smart e pe treabă. În partea cealaltă se luptă niște roboți cu vremurile noastre. Poate ele reușesc să rezolve mașinăriile astea ce nu reușim să rezolvăm noi oamenii. În foarte scurtă vreme o să reînceapă mini-studioul Breaking News, pentru că trebuie să aflăm de aici, direct de la Antena 3 și din Craiova, de la copiii care participă la proiect, ce au făcut geniile Craiovei, cele pe care le omagiem și noi astăzi, în știri ca de televiziune, Berta. Așteptăm următoarele transmisiuni, creativitate și mai ales inteligență acolo la Craiova. Copiii aceștia sunt absolut minunați. Mulțumesc foarte mult, Adrian, pentru transmisiune. Vă